Zeci de salariați au fost victimele unor accidente de muncă. Unele au avut loc datorită nerespectării normelor de protecție a muncii, altele înspre locul de muncă sau un drum spre casă. În anul 2017, Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt a înregistrat un număr de 77 de persoane accidentate în muncă, dintre care o persoană decedate, astfel, 3 persoane în afara muncii, din cauze patologice, respectiv accident vascular cerebral, infarct miocardic sau accidente rutiere, și 5 persoane accidentate mortal datorită caracterului de producție al muncii. Iar restul au suferit incapacitate temporară de muncă, accidentări ușoare sau evenimente rutiere în afara muncii. În acest an, numărul accidentelor de muncă pare să se tripleze. În primele 5 luni au avut loc 65 de evenimente încadrate ca accidente de muncă, aproape câte s-au înregistrat în tot anul 2017. Instituția noastră a înregistrat un număr de 65 de accidente mortale, dintre care 7 persoane decedate astfel, 6 în afara muncii din cauze patologice, infart, accident vascular cerebral sau evenimente rutiere, și o persoană accidentată mortal din cauza procesului de producție al muncii. Restul suferind activități de incapacitate temporară de muncă, accidentări ușoare sau evenimente rutiere în afara muncii. Pentru a preveni producerea de accidente de muncă, specialiștii au câteva recomandări pentru angajați. Acestea țin de respectarea normelor impuse la locul de muncă, dar și de echiparea corespunzătoare înainte de a intra în procesul de producție. Dintre măsurile trasate de către inspectorii Inspectoratului Teritorial de Muncă Olt, compartimentul Control Securitate și Sănătate în Muncă, amintim: semnalizarea riscurilor de securitate și sănătate în muncă, instruirea corespunzătoare în domeniul securității și sănătății în muncă, utilizarea corespunzătoare a echipamentului individual de protecție, evaluarea factorilor de risc și întocmirea programului de prevenire și protecție în domeniul securității și sănătății în muncă, respectiv efectuarea controlului medical periodic. Nerespectarea normelor de securitate a muncii, a instrucțiunilor de lucru în condiții de siguranță a muncii, poate atrage consecințe deosebit de grave, inclusiv din punct de vedere legal, deoarece, potrivit noului cod penal, neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă de către persoana care avea îndatorirea de a lua aceste măsuri, dacă se creează un pericol iminent de producere a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, iar dacă fapta este săvârșită din culpă, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă.